Hei, bine ați venit pe canalul Basta România. Hai, frate, să vin și eu. S-a dus să închidă un geam, fiindcă se producea extorsiunea unui burlan. Ne-a mai luat o lumină să vedem mai bine. Ah. Și a spart piciorul, mă, săracul copil. Ce m-am lovit. Eu sunt și achistul mascat cu caracea, cu masca asta, că nu mai suport. De-aia nu filmez așa, mă, că nu mai suport cagul asta. Mamă, ce mă doare. Nu ți-e calon, lasă, te doare, măcar e durere fizică, nu e durere sentimentală, sufletească, frate. Hai, ce ziceai, că ne-am mai luat o lumină? Da. Da. Să vede diferența, să vede, să simte. Nu. Și o să mă apuc de gaming, mă. Mamă, anunț. Pe canal aici. Mă joc, mă. El e mare gaming. Eu oricum nu par, dar sunt zi tu. Se joacă în continuu pe PlayStation. Bă, nu par, dar sunt și mă apuc de gaming. Facem live stream-uri de alea. Când mă joc, ce joc vreți voi cumpăr? Ne luăm ce jocuri apar pe ăla, ne-l luăm și jucăm și îl terminăm. Eu îl termin în 12 ore, mă, stau cu voi pe live până l-am terminat, ați nebunit la cap. Zi, mă, cum fac eu cu jocurile? Da, că dai de un joc ca să se inscrie. Nu termin 12 ore. Se chinuie, bă, să-l termine de 2 săptămâni. Bă, am 40 de ore până. Și am level mare oricum. E greu jocul ăla, mă. Dar mă rog, să revenim la ce zice titlul. Ce zice titlul? Că facem astăzi cele mai scumpe accesorii din lume, partea 1. Mamă, partea 1? Deci există și partea a doua? Uite, mă, nici n-am terminat de filmat partea 1. Există partea 1. E deja filmat aia, bă, e nebun, l-ai uitat? Partea a doua. E filmată deja? Să zicem. Câte lucruri ai luat? Câte accesorii ai luat, prietene? 10, 5 cu 5. Diferite toate. Toate diferite. Și începem cu cel mai scump ghiozdan, care este un ghiozdan de la Louis Vuitton. Cel mai scump ghiozdan din lume? Nu că da. Cel mai scump ghiozdan de la Louis Vuitton. Bosule, cel mai scump din lume, scump, scump, scump. De ce așa scump? Că e din piele de crocodil. Îl frezi să faci diamantan. 79.000 de dolari și e cam din dimensiunea asta, e micuț. Dar ce crocodil era aia? Bine, ce cred că ți intră 80.000 cash în el. Ți-ai luat ăsta dacă avea toți banii din lume? Nu. Nici eu. Nu voi văd rostul. Nici eu. Nici nu e așa. De 70.000, de cât e, mă, 80.000? 79, da? De banii aia ți le iei pe unul să genizici, bă, mâinile tale sunt ghiozdanul meu, da? De banii aia ți iei o mașină și iei un șofer timp nu. De 10 ani pe ea și se cară după tine cu chestii. Ce mașină? De 9.000? Ca să da, iei pe la 10 da. Ani. Nu? Da, ți iei o mașină de 10.000 și l-o dai restul de bani. Sau de banii aia poți să iei un sclav personal. Cât timp? Un an. Un an, dar un sclav de la adevărat. Să fac orice. Orice faptă. Deci să zicem pas. Nu, nu-l vrei, nu? Nu. Ei, ți-l am de ziua ta, s-a pus. Mai un pic și ziua lui, turați la mulți ani, nu mi-a zis. Ce băieți răi. Nu? Vezi că în mai ziua lui a trecut. Hai, frate, ce vei. Al doilea accesoriu este un wallet, mai degrabă, pe limba română. Portofel Stefano Ricci. Chiar că Ricci. Cel mai scump portofel de lume. E cu un jaguar pe el, nebunie. E din piele. Tot din crocodil. Auzi, ceva cu crocodili, de-aia spui că ai de dispariție. De-aia nu sunt pe care de dispariție, că sunt prea scumpate și nu cumpără nimeni, nu? Ce să zic, e luxury așa, dar mai mult dar pare o poșetă, e... nu portofel. Da, mă, dai ăla, da, așa. Dar uite în ce cutie vine, că e mai mișto cutia decât el, mă. O fi de aurul ăla măcar la 38.000? Păi cât ar fi mă aurul ăla? 1.000, maxim. Așa ar fi fost frumos, nu? Deci în al treilea... Ce, la asta ce zici? Eu zic tot pas. Da, mă, pas. Normal că pas, că nu se uite, poartă, se poartă mai... card sau cash. Avem acum un articol care sigur îți place ție. Asta sigur ai, l-ai cumpărat. Dacă și avea bani mulți, da. Nu? Păi te-am este boxer de la Christian Dior. Mi-ai luat. Sunt cât? 1300 sau 1400 de euro. Deci 1400 de euro. 70 de milioane să zicem. Ca să ai niște 70 de 70 de milioane. Și îți dai seama, trebuie să ieși tu mai multe boxe. Hai să zicem că trebuie să ții cât 20, da? 20 de boxe, păi nu e pe toți la fel. Nu, hai să zicem tot în bani ăștia, da? 20, adică dai 30.000 pe boxe. Păi dacă ai boxerii de 60 de bețe, trebuie să ai tricou de 200, să zicem, nu? 200 de milioane. Da, cum ne luăm la H&M un tricou de 10 lei, nu, un tricou de 50 de lei și box la H&M de 25, să zic, nu? De 20 de lei, de 10 lei. Cum port eu un tricou Basta și kilot și Zara de 50 de lei, am dat-o mai bine acum. Boxe. Nu? A evoluat. Am evoluat puțin. De 3 ori. Adică, dar ăștia i-aș lua, mă, dacă aș fi bogat. Bani, da. Dacă și avea bani mulți. Da. E altceva. I-aș lua. Avem acum cele mai scumpe șosete. Din lume. Cât crezi că costă? Deci ajung la cât? La 1500? 1500, da, fiindcă sunt făcute. Stai că zic imediat că scrie aici. Că sunt foarte versatile. Că cei care le poartă pot simți confortul. Poți să ieși la ski și într-un business meeting. Și e foarte confortabil. Sunt perfecte pentru orice ocazie. Deci oriunde mergi, ții șosetele astea și ești forță. Și la mare, gen, ca să nu te înțepe nisipul. La mare, cu... Sandale. Doamne. Ia. Sunt făcuți din ceva fibră extrasă din... Într-o prioară roșie,
Din Noua Zeelandă. Pentru că doar 20 de grame din fibră, din acea fibră, poate fi de la un animal. Le omoară, mă, sau ce le fac? Nu, doar le... Le tunde, de ce la frizer? Da, 1500. Mamă, dar cum arată... Cutia, vezi că e prea talent, zici că e... Cutia, dar uite cum arată șosetele. Urâte rău. Mai sunt și până la genunchi. Indispensabil. Cu dăia, da. Cu dăia merg, nu? Kilos dăia. Ia zice. Și-l vezi pe un nou niciodată. Nici dacă aș fi cel mai bogat unde nu e. Nici de alea Gucci nu aș cumpăra, că nu-mi plac. Nici de alea Off-White. Mai bune alea la 2 lei bucata, pe bun. Zău. Dacă aveam mulți bani, practic că avea și o sete de unică folosință la 2 lei. Dar mă rog, și la 10 lei. Da, la H&M. 2 euro, da. Nici tu oricum astea, nu știu. Hai, de asta ce ziceți? Cureaua asta de la Gucci. Bă, cât de urâtă e, că vă pune și colegul meu. Gucci de 30 de carate. Diamantele, toate. Diamantele. De această curea pe care... Gucci. Această curea cumpărată diamante. De unde e cumpărată? Nu știu de unde. Din bazar, zici că e luată. Nu, dar ce urât e. E 249.000. 250.000 de dolari. Nu mi-ai luat niciodată. Ce gents? Urâtă. Ala, gentleman. Da, gentleman. E, deci dacă ești un gentleman adevărat, trebuie ce să cumperi, ai frate, ceva, frate, altfel... Să râde de tine că nu ai așa ceva. Deci jur că are la 200-300 de euro, ale lor sunt mai frumoase decât astea. Da. Au curele la 300 de euro care mai frumoase. Care înțelege ce așa scumpă? Care că 3... lasă diamante. Diamant, la diamante. Păi da, ți-ai tu o curea de 300 de euro și de 100 de mică, dar încă ți-ai diamante. Și tot ești mai ieftin. Da, dar nu e originalul făcut așa. Originalul de cine? Se, Republica Fashions Gucci, e care și un nume, Republica. Ah. Republica Fashion. Urât model. După nume, mă. Din ce-i făcută? Din pierză. O freci așa să faci, dacă te mai îngrași, o freci puțin să faci 220 de centimetri, numai 210. Crește. Hai, la următorul. Următorul. Ăsta e cel mai scump sau? Deci cea mai scumpă poșetă. Am, oada, 1001 de nopți, gen, ce asta, de cultura aia, de trăpirea din serai, ce asta? Alibaba și 1001 de nopți, nu mai știu. Are 1001 poveștile alea, mă, știi ce zic, cred că are 1001 de diamante, da? Da. Nu, are 56 pink și 4356 de colorless, adică de alea normale. Și zic că durează 8800 de ore să faci asta. Deci 1800 de ore a durat, adică calcul. Că nu împărtești. Păi n-am nimic pe mine. Stai așa că am, mă, frate, glumea, hai că mai am un telefon. Gata, stai că găsesc aici, frate, gata, calculator. 1800. Am făcut deja. Deci un an... 366 de zile. Un an. Perioada 6, vezi? Deci un an ca un an și 10 zile. Da, un an în continuu. Să lucrezi aia, adică dacă lucrezi 8 ore pe zi... Păi e ori 3, 3 ani, că e ori 3. Da, 3 ani. Gen, ca să lucrezi 8 ore pe zi. Dar zilnic, vorbim, gen și noi când lucrezi. Și e făcută de aur de 18 carate și costă 3.8 milioane. Și deține recordul în Guinness Book. Și a fost vândută anul trecut la o licitație în Hong Kong. La bogat, la Hong Kong ăia. La prețul ăsta de 3.8 milioane. Păi unde, că e cei mai mic, toate astea scumpe în Hong Kong acolo, să vezi. Moda. Și ceasul și toate. Poate deci, punem un ceas la asta, viitoare. Bă, asta da, chestie de colecție. Bă, dar asta nu că e chestie, asta e, poți să-i o bijuterie, nu poți să-i schi o geantă, da, dacă e făcută din aur, diamante și tot. Și adică, sigur o să se vândă și mai scump, adică crește valoarea. Genunul care e mai sărac, acum să îmbogățești, zice cineva, da. Asta vrei, fă cea mai scumpă geantă, cita. Mai știi când te uitai la Basta România pe YouTube și au zis de geantea, da, chiar mi-am amintesc că cu 5 ani. Dar voi ce mai fac? Aia au făcut și ei 50.000 de subscriberi. În 2 ani de zi, da. Băi, ne mai știm de geanta aia, da, hai că o să iau de Crăciun. 5 milioane. Mai. Avem aici cea mai scumpă. Stai a Paul. Cravat. Stai mă, Paul. Statia Paul Design Studio. Doamne, ferească Dumnezeu. Băi, dar uite că e, asta e cea mai scumpă de noi, dar după aia tot Stefano Ricci e a doua, cum era la portofel, adică ăsta e un bombardier. Da. Are 150 de grame de aur pentru model. Adică 150 de grame de aur cât vine? Hai că 4-5 mii, ok? Și 271 de diamante. Adică 77 de carate în total. Da, toate diamante. Eu cred că o făceai, mă, pe asta cu 100 de mii, nu? Sigur n-a costat. Că ăștia oricum nu dau pe diamante la cât sunt, că le iau la kil. Da. Deci costă 220 de mii de dolari. Și uite cum a purtat-o ăla, mă, mâncat și a stricat o hazul. Dă-i un pic de zoom, cu ochelarii aia vechi, cu tot. Păi nașule, dacă te vedeam cu asta, dar nu te puneam pe TikTok. Sincer, îl puneam pe TikTok, că nu știi ce are la gât, nu? Cu ochelarii aia de biciclist, da, gata, lasă, ca o să omor în modă. 220 de mii la gât. Ce sunt negri aia cu lanțuri? Asta e de bogați, știi, de bogați ăștia, de Bill Gates, de ăștia. De white people. Dacă ei nu poartă chain-uri și alea, am o curea, frate. Am o cravat. Mă, cât e cravat asta? Cât lanțul tău? Lil Baby. Mai scump. Hai, următor. Șopard de Rigo Vision. Mamă, cum sunt ăștia? Direct castan. Bombardier. Like. Dar n-avea oia în 2006 care îți fura telefoane. Ăștia sunt ochelari de om care fură telefoane la copii în 2006. De aia care fac combinații. Și-o dă-și mie să sun pe nevastă mea.
și îți fuge cu telefonul. Că nu, că pe speaker nu vreau să auzi ce vorbim. Sau aia de... Sau aia de vând parfum. Uite viața mea ce parfum am. Pă bune, da. Îți place? E furat din Sephora. E din Sephora acolo, am luat să mor eu dacă în fața la mall acolo. Bă, odată ai să vă zic o povestire, fac cu paranteză. Ia-mi eu cu un prieten, dar meu pe la mall vita mai de mult. De mult, acum 3-4 ani. Prietenul ăsta al meu mai zgârcit el așa. Nu că ar avea de ce să fie zgârcit, dar așa e el. Și vine unul ăsta cu parfum și zice, ia uite băieții, l-am furat de aici parfum. Zice, cât vrei mă? Vreau să scăpăm de el, 50 de lei. Zice băiatul ăsta, n-avem, lasă-ne. Bine, hai, 30 de lei, 20 de lei, nu știu ce. Și zice, să ajunge să vrea să dea parfumul. Vă jur să mor eu, să, nu știu, vă jur pe ce. Să zice, hai dați măcar un leu și luați-l. Alea puțin vă dădea bani să-l luați. Da mă, și nu l-am luat, mi-am urcat în mașină. Da, dar cum stă ochelarii ăștia? Castani, au 51 de cristale. Trebuie. 24 de carate aurul de pe ei. Și zici, luun, cum am pățit eu. Bag bă și miștea în torpedo, îi bagă dă cu ei, azi par mâncați. Mergi la mare și pierzi, crede-mă, oriunde în ce club ai pierde, îi găsești a doua zi. Ei mi-am uitat și eu, că aia nu mai e cea perechea dumneavoastră, vine să-i luați, că nu ia nimeni. Sau ia și sigur și unde îi găsești la aia, de pun și zlonguri. Că i-a dat lui ăla, că ia mă viața mea ce ți-am luat. Mamă, mai avem două chestii? Da, asta e cel mai scump articol de pe ziua de azi. Hai să rămână ultimul dacă e cel mai scump. Bine atunci. Așa și pentru pasionații de sneakers, cum te și noi, poate este și voi. Cele mai scumpe șireturi de lume care sunt din aur, 24 de carate și sunt făcute handmade, handjob. Durează 120 de ore să le facă. Handjob, gen, ține ceva. Și costă 19.000 de dolari și arată cam așa, poți să vedeți. Ia de zoom un pic, zici că sunt de catife, nu? N-ai zice că-s de aur. Americanii ai rapperii aia ce-a cumpărat. Rapperii, dar o fi 19.000 bucata sau setul? Nu zici că vrei pentru stângul și pentru dreptul. Păi poate tu vrei cu platin. 19.000, tot n-aș da, singurii cumpărabili erau boxeria. Poate că nu-i prea amărâți. Hai să strângem bani de noi și noi boxeria. Mamă, ăsta e golul pe vara asta. Nu. În YouTube. Bun. Bun pe glume. Și ultimul articol. Care este o nebunie, nu stai, arată-le și să zică ce. Mai întâi, ce credeți voi că e articolul? Vedeți voi în poza aici sau acolo. Dai crop frumos, nu? Da. Ce credeți că este? Hai, aveți 5 secunde. Că ăsta oricum poate îl pun la premiu. Hai, 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1, eu e șarpă, frate. O e șarpă, dar cât costă e șarpa asta? 4.8 milioane. Henry, Matisse, Zika, Asher, Scarf. Dar e, are istoria asta, nu? Da. Că au fost doar 30 făcute și e din 1946. Când Asher ăsta... Când a ajuns la Paris. A ajuns la Paris. In the search of new talent. Asher Studio, magic. Eu n-am auzit de ăștia. De unde s-a auzit? Tu ai auzit de Lidl, de Penny. Da, astea, Penny Studio. Mega. 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 Nu te o să faci cumpărături, te o să-ți iei o cola. Cam asta a fost episodul nostru. Da, mă. 4.8 milioane, cât de sărac mă sunt acum. 4.8 milioane. Las, că vezi pe Jador sau pe ăștia în două tehnică. Află de ea. Păi și ăsta a fost și ultimul produs. Și ultimul clip. Păi ziua de azi, filmat, cum adică? Mamă, te-ai speriat. Am zis că te-ai speriat. Ce mi-ai zis ceva. Acum mergem la mare, depărtare de casă. De cum s-au ciocnit mai aia 50 pe autostradă? Mamă, săraci. Frate, se poate întâmpla oricum. Da, mă, frate, dar trebuie să fii atent să păstrezi o distanță față de cel în față, cel puțin 30-40 de metri. Dar pentru o oprire optimă. Viteza la condițiile meteo. Dar ce meteo, că era uscat. Bă, dar nu era ceață, era mă, știi ce era? Nu era ceața aia, mă? Ce era? Fum, făcea ceva de nu, bostule, dar erau aia cu combina în grâu și... Făcea fum, mă? Da, mă, că am fost și eu pe acolo. Făcea ceață, mă. Era la proptit, era un tico proptit în... Ai văzut pe la și tu, nu? Bine, mă. Să vedeți și clipul, pac, acum că mi-am venit mare idee și mai filmez un tot azi, că sunt șmecher. Mamă. Am putere mare, eu am fost calculul neagră, a fost calculul albă, și pe Instagram, Basta România, Basta, Basta România, Resell, pe TikTok, Basta România și Basta cu grup, nu uitați, îmi dau calculul la jos și vreau să aveți.